Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Astăzi avem, ca de obicei, o agendă destul de complexă, încărcată și propun imediat să procedem la examinarea subiectelor incluse în ordinea de zi. Primul subiect de pe ordine este cu privire la cadre și vreau în acest context să-l rog pe domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Oleg Țulea, să prezinte raportul. Vă rog, proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul decretului președintelui Republicii Moldova din 30 iulie 2020 și în baza articolului 7 litera I din legea cu privire la guvern, propun eliberarea doamnei Tatiana Molcean din funcție de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în legătură cu numirea dumneaei în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar a Republicii Moldova în Confederația Elvețiană. Rog frumos susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, intuiesc că nu sunt. Vreau, din numele Guvernului Republicii Moldova, să-i mulțumesc doamnei Tatiana Molcean pentru activitatea în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și, bineînțeles, să-i dorim cu toții succes în noua funcție de ambasador al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Tot la capitolul cadre, vreau să rog pe doamna Liliana Iacuni, secretar general al Guvernului, să prezinte raportul. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7 din legea cu privire la guvern, articolului 8 și articolului 45 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în conformitate cu regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții, se propune numirea domnului Ion Iordache în funcția de director general adjunct al Agenției de Investiții din data de 1 septembrie 2020. Este de menționat că domnul Iordache activează la moment în cadrul Agenției de Investiții și se bucură de o reputație ireproșabilă în activitatea sa. Rog aprobarea candidaturii pentru funcția menționată. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări vis-a-vis de candidatura domnului Ion Iordache pentru funcție de director general adjunct al Agenției de Investiții. Nu sunt întrebări, vreau să vă rog să aprobăm candidatura propusă. Aprobat, vă mulțumesc, îi dorim succes domnului Ion Iordache în funcția de director adjunct și contem și sperăm foarte mult că activitatea de atragere a investițiilor în Republica Moldova, odată cu numirea dumneavoastră în această funcție, va căpăta un nou suflu și vom avea succese mai mari pe această dimensiune. Stimați colegi, cu aceasta subiectul numărul 1 cu privire la cadre a fost epuizat. Subiectul numărul 2, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iacuni, vă rog. Mulțumesc! Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la decernarea Premiului Național. Proiectul a fost elaborat de Cancelarea de Stat în temeiul prevederilor punctului 32 din regulamentul cu privire la Premiul Național. Având în vedere situația pandemică, Guvernul în anul 2020 a decis decernarea a până la 14 premii naționale față de cele 10 acordate în anii precedenți. În acest an s-a mers pe formula acordării unor premii naționale suplimentare, exclusiv pentru reprezentanții domeniului medical, în semn de apreciere și recunoștință. Ca urmare, pentru concurs au fost depuse în total electronic 34 de dosare, din care pe domeniul de medicină au fost depuse 7 dosare. Membrii Comisiei pentru decernarea Premiului Național, în cadrul ședinței desfășurate în data de 12 august curent, cu respectarea rigorilor regulamentare, au selectat prin vot secret lista laureaților la Premiul Național ediția 2020. Astfel, propun atenției dumneavoastră lista candidaților care au acumulat numărul necesar de voturi, după cum urmează. Pentru domeniul medicină,
colectivului instituției medico-sanitare publice Centrul COVID-19 Chișinău pentru responsabilitate majoră în gestionarea răspunsului sociomedical la pandemia COVID-19. 2. Colectivul instituției medico-sanitare publice Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru prestarea serviciilor de înaltă calitate în condiții de siguranță și promovarea modului sănătos de viață. 3. Colectivul instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă pentru perseverență în activitate și pentru lupta cu infecția COVID-19. 4. Belăi Adrian și Ciocanu Mihail pentru lucrarea abordării inovative în managementul pacienților critici COVID-19 spitalizați în Institutul de Medicină Urgentă. 4. Colectivul de autori pentru ciclul de lucrări biotehnologii inovative în profilaxia și ameliorarea sănătății populației. Colectivul de autori pentru ciclul de lucrări științifice, contribuții la diagnosticul, tratamentul și instituirea unui management clinic eficient în bolile infecțioase emergente din domeniul medicinii. Pentru celelalte domenii au acumulat numărul necesar de voturi, după cum urmează. Gaidrin Constantin, pentru rezultate remarcabile în domeniul matematicii și informaticii. Chiriac Anatolie, pentru contribuție la dezvoltarea artei muzicale naționale. Mudre Andrei, pentru merite deosebite în creație și promovarea culturii naționale. Hadârcă Ion, pentru Opera Omnia. Bechet Boris, pentru Opera Omnia. Cucul Mihail, pentru contribuție substanțială la promovarea valorilor olimpice și a imaginii Republicii Moldova în plan internațional. Și ultimul colectivul de creație al filmului documentar, Siberia din Oase. Implementarea, acestea au fost cele 13 premii naționale care au acumulat numărul necesar de voturi. Implementarea proiectului respectiv, doresc să menționez că nu implică alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat, mijloacele necesare fiind prevăzute în bugetul Cancelariei de Stat. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general. Stimați colegi, acestea sunt rezultatele votului Comisiei Naționale pentru decernarea Premiului Național. Ședința a avut loc săptămâna trecută. Deci, bineînțeles, au fost mai mulți candidați. Iată, acești 13 câștigători au fost desemnați în urma votului secret al comisiei respective. În aceste condiții, noi ne rămâne să aprobăm această listă de câștigători ai Premiului Național. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Vreau din numele Guvernului Republicii Moldova să felicităm toți câștigătorii din acest an al Premiului Național, să le mulțumim pentru activitatea de succes pe care au desfășurat-o pe domeniile în care s-au consacrat pentru cetățenii și țara noastră și, bineînțeles, le dorim succes în continuare. Subiectul numărul 3, domnul ministru Ion Perj, vă rog. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru preparatele și produsele din carne, elaborat în temeiul legii numărul 306 din 2018 privind siguranța alimentelor și armonizat cu regulamentul Comunității Europene 853 din 2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004, care stabilește norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, care rezultă din articolul 181 al capitolului 4, măsuri sanitare și fitosanitare, titlul 5, comerț și aspecte legate de comerț, al acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, în vederea executării și planului de acțiune al Guvernului pentru anii 2020-2023. Obiectivele principale ale proiectului țin de plasarea pe piață a preparatelor și produselor din carne, calitative și inofensive pentru sănătatea omului, și alinierea cerințelor naționale la cerințele Comunității Europene, odată cu semnarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, prin armonizarea și transpunerea legislației europene pentru accesarea pieselor externe pentru preparatele și produsele din carne autohtonă, înlăturând astfel barierele netarifare și eliminarea concurenței neloiale.
Proiectul stabilește cerințe de calitate pentru conserve, semiconserve, salamuri, mezeluri, cerințe pentru materiale auxiliare și de ambalare, etichetare și transportare a preparatelor și produselor din carne. Ținând cont de faptul că în domeniul industriei alimentare, inclusiv a cărnii, se implementează noi proceduri și operațiuni tehnologice, se recomandă consolidarea tuturor actelor normative în domeniul alimentar pentru a duce la cunoștință operatorilor din businessul alimentar cerințele de calitate pentru preparate și produse din carne. Astfel, prezentul proiect va asigura un nivel ridicat de protecție sănătății și intereselor consumatorilor și garantarea dreptului accesului la informații depline și produse alimentare sigure, prin responsabilizarea operatorilor din domeniul alimentar. Proiectul menționat a trecut toate avizările necesare și a fost supus și dezbaterilor publice cu reprezentanții asociațiilor de profil. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări pe marginea proiectului prezentat, un proiect foarte important pentru sectorul producțiilor din carne. Nu sunt doritori de a pune întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, domn ministru afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 282 din 2005 pentru aprobarea regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile. Prezentul proiect are drept scop antrenarea în procesul de instruire în domeniul protecției civile a deținătorilor și administratorilor lacurilor și de acumulare iazurilor, precum și stabilirii modului de instruire a acestora la cursurile organizate de subdiviziunile Inspectoratului General pentru situații de urgență. Impactul social al proiectului constă în diminuarea riscurilor eventualelor situații excepționale care pot apărea în rezultatul exploatării necorespunzătoare a bazinelor acvatice, cum ar fi digurile de protecție nu sunt consolidate, bazinele nu dispun de construcții de evacuare a apelor, majoritatea digurilor sunt avariate, lipsește planurile măsurilor de protecție și altele. Totodată, prevederile regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile, aprobat prin hotărârea Guvernului 282 din 2005, au fost ajustate la cadrul normativ. Concomitent, se propune realizarea controlului stării protecției civile de către organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile, Agenția de Supraveghere Tehnică. Implementarea prevederilor proiectului hotărârii Guvernului nu necesită alocarea din sursele financiare suplimentare. Urmare cererilor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului dat. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitor la acest proiect. Domnul ministru, ce costuri vor suporta proprietarii și administratorii de acestor lacuri sau ce au ei în gestiune pentru aceste instruiri din partea IGSU? Stimate domnule prim-ministru, nu vor suporta niciun fel de costuri. Gratis îi vom instrui acele norme de îngrijire a digurilor. Nu este vorba de costuri sau plăți din partea posesorilor de lacuri de acumulare. Mulțumesc. O altă întrebare legată tot de bazinele acvatice, nu e chiar legată de proiectul nostru, dar din păcate se repetă și în acest an această statistică a înnecurilor cetățenilor pe perioada de vară. Am avut și în 19 și în 18 și totodată, din păcate, avem și anul acesta. Ce măsuri întreprinde ministerul pentru a diminua acest număr, de a preîntâmpina cetățenii? Stimate domnule prim-ministru, mai întâi de toate inspectorii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care sunt antrenați permanent de a monitoriza lacurile, însă aceasta este suficient și colaborează împreună cu ofițerii de sector, dar și cu administrația publică locală. Da, avem multe cazuri din NEC, însă
am reușit să micșorăm statistica necrurilor față de anul precedent. Avem cu 16 cazuri mai puține, însă avem foarte mult de muncit, așa cum ați menționat, în această direcție. O să ne axăm și prin campanii de sensibilizare a cetățenilor de a avea grijă atunci când merg ei la lacuri sau grijă copiilor care avem în ultimul timp în necru. Vă mulțumesc, vă rog, antrenați și autoritățile publice locale în acest proces. Stimați colegi, dacă nu sunt alte întrebări, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domnul Anatolie Ghilaș, vă rog. Stimați domn prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri. Prezentul proiect de hotărâre prevede acceptarea transmiterii în temeiul deciziei Consiliului Comunal Igorovka, Raionul Felești, din proprietatea Unității Administrative Teritoriale Igorovka, Raionul Felești, în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice în gestiunea administrației de strada drumurilor, a terenului conform anexei 1 la proiect. Și 2. Schimbarea categoriei de destinație a terenului proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice în gestiunea administrației de strada drumurilor conform anexelor 1 și 2. Cu trecere la categorie de terenuri cu destinație agricolă și categorie de terenuri destinație industriei transporturilor, telecomunicațiilor și alte destinații speciale, în scopul reabilitării drumului național R16 Bălți-Felești-Sculeni. Totodată, proiectul este elaborat în baza prevederilor legii 17 din 2014 privind declarația utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extinderea unor drumuri naționale. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost avizat, coordonat și contracționat în modul stabilit. Rugăm susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domn director. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, domn ministru Raelian. Este un drum important pe lângă celelalte care le construim în acest an, Bălți-Felești-Sculeni. Am vrut să vă rog să prezentați o succintă informație despre cum merg lucrurile la această etapă în construcția drumurilor, inclusiv acele din cadrul programului Drumuri Bune, foarte succint, dacă s-au lansat în toate raioanele și dacă sunt riscuri atât la calitate cât și la termenii de implementare în acest an. Succint, vă rog. Da, mersi mult, stimat domn prim-ministru, referitor la programul Drumuri Bune, s-au încheiat toate contractele, sunt adjudicate toate contractele, în 6 raioane încă nu s-au început lucrările: Ungheni, Spureni, Cahul, Cantemir, Șoldănești, Trezina. Ieri și alaltă ieri am atenționat companiile care au semnat aceste contracte pe note, ei motivând că se mobilizează, i-am atenționat cât mai rapid să înceapă lucrările. Referitor la lucrări și calitate, pe tronsonul Bălți-Sculeni nu avem probleme. Mai sunt unele probleme pe tronsonul Chișinău-Strășeni, din punct de vedere financiar, se lucrează cu... Aici am putea să fie unele riscuri cu capacitatea financiară a antreprenorilor. În rest, împreună cu autoritatea AST și autoritatea administrativă a drumurilor, suntem în permanență monitorizare a procesului de construcție și calității drumurilor. Mersi mult! Vă mulțumesc. Chișinău-Ungheni, acest drum deja este... Au trecut mulți ani de când trebuie dată în exploatare. Dacă și în acest an tot apar probleme, atunci o să trebuiască rimesc cu penalizări pentru compania respectivă. Și care e situația cu drumul Hâncești-Lăpușna? Pentru că și acolo înțeleg că este același antreprenor. Și care sunt perspectivele pentru acesta? Da, din păcate, prim-ministru, e același antreprenor care are probleme financiare și am ieșit și l-am discutat și până la nivelul și ambasadorilor. Într-o câteva luni în urmă au mai primit niște finanțări din partea băncilor din țările din regiune. Suntem într-o discuție permanentă cu dânsi și în caz de apariție riscuri mai majore, vom fi nevoiți să reziliem contractul cu această companie. Ei, din păcate, din cauza problemelor financiare, se rețin cu lucrările pe tronsonul Chișinău-Strășeni.
Și din cauza aceasta, din insuficiență și financiară și a lucrătorilor, stau întârzi și la drumul Hâncești-Lăpușna, care ți-am menționat dumneavoastră. Eu cred că dumneavoastră în câteva săptămâni maxim trebuie să luăm o decizie ce facem, pentru că o să ne lungească încă 10 ani înainte compania respectivă. Ce este clar că a fost o eroare enormă să oferi aceste drumuri importante pentru o companie care nu poate să-și onoreze obligațiunile. Vă rog foarte mult, discutați zilele acestea și trebuie să luăm o decizie, să ne asumăm această decizie, altfel istoria aceasta nu se va mai termina niciodată. Mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul Aurel Fondos, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați membri ai guvernului, onorată asistență, în scopul stabilirii cadrului legal de cooperare, ținând cont de interesele comune ale Republicii Moldova și Canadei, s-a convenit asupra elaborării proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei cu privire la cooperarea în domeniul apărării. Potrivit prevederilor proiectului acordului, cooperarea între părți se va desfășura în următoarele domenii: politică de apărare și securitate, planificarea strategică, organizarea forțelor armate, controlul democratic asupra forțelor armate, managementul resurselor umane, standardizarea, misiuni și operații internaționale, instruire, învățământ și cercetare, informație și cercetare militară, tehnologia informatică și comunicațiilor, logistică, înzestrare și dotare, medicină militară, genuri de arme, alte domenii de cooperare convenite între autoritățile puternicite ale părților. În conformitate cu prevederile acordului vizat, va fi elaborat planul anual de cooperare bilaterală. Autoritățile puternicite pentru realizarea prevederilor acordului vizat vor fi Ministerile Apărării ale părților. La aspectul cheltuieli, acordul prevede că finanțarea cooperării se va face pe bază de reciprocitate. Toate cheltuielile ce vor surveni în urma activităților prevăzute în proiectul acordului din partea Republicii Moldova vor fi suportate din contul și în linia bugetul anual aprobat Ministerul Apărării. Proiectul acordului corespunde prevederilor legislației naționale și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și nu va afecta relațiile politice și economice ale Republicii Moldova cu alte state. Aprobarea acordului respectiv nu necesită modificare legislației naționale în vigoare. Și având în considerare cele expuse, consider oportună aprobarea inițierii negocierilor asupra proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei cu privire la cooperare în domeniul apărării. Rog să susțineți acest proiect. Vă mulțumesc, domn secretar de stat, stimați colegi. Vă rog dacă sunt careva întrebări, opinii, obiecții. Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, domn ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru aprobarea protocolului cu privire la introducerea modificărilor în acordul privind cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu traficul ilicit de substanțe narcotice, psihotrope și precursori ale acestora, semnat la Minsk la 30 noiembrie 2000. Protocolul în cauză a fost semnat la 25 octombrie 2019 la Moscova, în cadrul reuniunii ordinare a Consiliului Șefilor de Guverne ale CSI. Scopul principal este consolidarea mecanismului de combatere a traficului ilicit de droguri pe teritoriile statelor membre ale CSI, prin îmbunătățirea cooperării în domeniul combaterii traficului ilicit de substanțe narcotice, psihotrope și precursorilor lor. Documentul a fost elaborat urmare unei analize în domeniul antidrog, care a concluzionat prezența în statele membre ale CSI a tendinței de înlocuire a drogurilor tradiționale cu droguri sintetice, inclusiv cu noi substanțe psihoactive. Modificările propuse în protocolul dat vizează în special completarea terminologiei utilizate, introducerea formelor noi de cooperare, intensificarea cooperării informaționale ale organelor de drept din spațiul CSI, iar prin punerea în aplicare se va facilita realizarea acțiunilor de prevenire, profilaxie și combaterea infracțiunilor conexe prin schimbul de informații operative, date statistice și științifico-metodice privind starea infracționalității la nivel interstatal, crearea echipelor comune de investigare cu scopul de a descoperi și investiga infracțiuni cu caracter transnațional în domeniul traficului ilicit de droguri, efectuarea unor măsuri complexe coordonate și sau comune internaționale în domeniu,
Cheltuielile ce vor surveni în urma implementării protocolului dat urmează a fi suportate din contul și în limitele bugetului anual aprobat. În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la domnul ministru Voicu referitor la proiectul prezentat. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 8, rog pe domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat într-o executare hotărârii Curții Constituționale numărul 12 din 7 mai 2020, prin care hotărârea Guvernului numărul 169 din 13 martie 2020 și hotărârea Guvernului numărul 252 din 21 aprilie 2020 referitoare la acorduri dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova unui împrumut financiar de stat au fost declarate neconstituționale. În conformitate cu articolul 28 prim alineatul 2 din legea numărul 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii Curții Constituționale, modifică, completează sau abrogă actul sau unele părți ale acestuia declarate neconstituționale și, după caz, emite sau adoptă un act nou. Dat fiind că negocierile privind obținerea de către Guvernul Republicii Moldova unui împrumut din partea Federației Ruse în sumă 200 milioane euro au fost reluate în urma aprobării hotărârii Guvernului numărul 581 din 31 iulie 2020 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului acordului respectiv, se propune abrogarea hotărârii Guvernului numărul 169 și hotărârii Guvernului numărul 252 din anul curent. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog întrebări dacă sunt. Este totul clar, decizia Curții Constituționale, prin care guvernul, statul, a pierdut posibilitatea de a atrage 4,2 miliarde de lei pentru finanțarea deficitului. Deci, urmare acestei decizii, noi nu luăm acești bani în buget, nu avem cu ce acoperi unele cheltuieli importante, deoarece este decizia Curții Constituționale, este necesar să abrogăm aceste hotărâri ale Guvernului. Vă rog să le aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, domnul viceprim-ministru, continuați, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la instituirea vacanței fiscale pentru unele categorii de întreprinderi care au avut de suferit urmarea pandemiei COVID-19 și calamităților naturale, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 323 din 14 iulie 2020. Potrivit proiectului de lege prezentat spre examinare, se propune instituirea vacanței fiscale până la 31 decembrie 2020 la achitarea tuturor impozitelor, contribuțiilor și taxelor, precum și necalcularea până la 31 decembrie 2020 a majorării de întârziere pentru neachitare în termen a tuturor impozitelor și taxelor. Proiectul de lege respectiv nu se susține având la bază următoarele argumente. Mărimea impozitului pe venit este direct proporțională cu mărimea profitului obținut, iar diminuarea profitului sau lipsa acestuia atrage după sine și diminuarea sau lipsa obligației fiscale privind impozitul pe venit. Agenții economici care nu au efectuat livrări sau import de mărfuri sau servicii, inclusiv din cauza restricțiilor pandemice, nu au obligații de achitare a taxei pe valoare adăugată, taxei vamale și accizilor. Neîncasarea impozitelor și taxelor locale va afecta direct veniturile bugetelor locale care beneficiază de autonomie financiară. Iar neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale va afecta direct mărimea prestațiilor de asigurări sociale de care au dreptul să beneficieze angajații subiectelor vacanței fiscale propuse.
Neîncasarea restanțelor la impozite și taxe aferent perioadelor fiscale anterioare va crea inechitate în raport cu contribuabilii care, potrivit proiectului, nu se regăsesc a fi subiecți a așa numitei vacanțe fiscale. Totodată, legislația în vigoare prevede posibilitatea modificării termenului de extingere a obligației fiscale și sociale prin amânare sau eșalonare pe un termen de până la 12 luni a acestor obligații. Suplimentar, menționez că proiectul nu este însoțit de analiza impactului de reglementare și nu este calculat impactul financiar al acestui asupra sustenabilității bugetului public național. Or, decăderea veniturilor, urmarea implementării măsurilor propuse, fără existența surselor reale de acoperire, creează riscuri iminente de destabilizare a sistemului finanțelor publice. În contextul celor expuse, rog aprobarea avizului negativ la acest proiect. Stimați colegi, încă un proiect populist, absolut nefondat, care nu ține de consecințele asupra sistemului bugetar, asupra capacității statului de a achita salarii, pensii, de a-și onora obligațiunile. Deci, deputații continuă să vină cu proiecte absolut ireale, utopice, care mai degrabă au ca scop distrugerea statului decât consolidarea și suportul agenților economici, dar și consumă din timpul colegilor din ministere și a tuturor noi. Eu nu cred că sunt aici alte obiecții sau alte opinii decât a da aviz negativ la acest populism cronic, aș spune. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, continuați, vă rog, domnul viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificare și completare codului fiscal, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 333 din 16 iulie 2020. Proiectul de lege prevede introducerea scutirii integrale de la plata impozitului pe bunuri imobiliare a persoanelor de vârstă pensionară și beneficiare de pensie minimă. Informez că la moment legislația fiscală prevede scutirea persoanelor respective de la plata impozitului pe bunurile imobiliare în limita valorilor stabilite de autoritățile publice locale. Acordarea scutirii integrale, indiferent de valoarea proprietății deținute, va avea ca efect reducerea veniturilor autorităților locale, precum și va crea premise reale de optimizări fiscale. În cazul acordării scutirii integrale a impozitului pe bunurile imobiliare, mărimea suportului bugetar acordat va fi direct proporțională cu valoarea bunurilor imobiliare deținute în proprietate. Respectiv, cu cât ar fi mai mare valoarea bunurilor imobiliare deținute, cu atât ar fi mai mare și cuantumul suportului acordat. Această abordare contravine principiilor de susținere socială a categoriilor social vulnerabile de cetățeni. În concluzie, menționez că persoanele social vulnerabile urmează să fie susținute prin intermediul politicilor sociale, prin care se asigură că acordarea suportului bugetar se realizează în funcție de situația financiară individuală a fiecărui persoane. Ținând cont de cele expuse, se propune aprobarea avizului negativ la acest proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Proiect din aceeași categorie, populism, iresponsabil. Vă rog să aprobăm avizul negativ. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 11, domnul ministru Sergiu Railean, vă rog. Stimați domn prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Principalele prevederi ale proiectului de lege se referă la simplificarea condițiilor acordării și prelungirii dreptului de ședere provizorie pentru asociații sau acționari persoane juridice care realizează investiții străine în Republica Moldova. Prin urmare, proiectul propune diminuarea volumului minim de investiții de la 60 de salarii medii lunare la 30 de salarii și reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor de la 4 la 1. Pornind la raționamentul modificărilor propuse, se constată că proiectul nu se fundamentează pe o analiză economică care ar demonstra cantitativ faptul afectării climatului investițional în Republica Moldova, de cerințele stabilite de cadru normativ, precum și faptul că acest aspect este un impediment iminent pentru crearea de noi locuri de muncă.
Conform studiului privind piața muncii din Republica Moldova, realizat recent de către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul partenerilor de dezvoltare, se constată că legislația muncii din Republica Moldova, inclusiv cu referire la străini, nu este foarte restrictivă, comparativ cu alte state de regiune, inclusiv europene. De asemenea, din același studiu se constată că rata străinilor care au obținut permis de ședere provizoriu pentru activități de muncă și afaceri, precum și numărul anual de străini care imigrează în Republica Moldova în scop de muncă, este în continuă creștere. Astfel, în anul 2018 au fost înregistrați 1256 imigranți în scop de muncă, ceea ce a constituit circa 29,4% din totalul persoanelor străine sosite în țară. În contextul celor expuse, se consideră necesar ca în procesul de fundamentare a oportunității promovării proiectului să fie luate în calcul și constatării studiului. Rog aprobarea proiectelor de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt întrebări, inclusiv argumentele prezentate de către domnul ministru. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm și aici aviz negativ. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul ministru Ion Pierju, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să prezint următoarele două proiecte, 12 și 13, împreună, pentru că sunt interconectate la același subiect, dacă îmi permiteți. Și, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare și proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 582 din 2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare este elaborat ca rezultat al deciziei Comisiei pentru situații excepționale de alocarea mijloacelor financiare în sumă de 100 milioane lei din fondul de intervenție a Guvernului pentru atenuarea consecințelor calamităților naturale în sectorul agrar. Astfel, Ministerul Finanțelor va aloca din fondul de intervenție a Guvernului suma de 100 de milioane Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru suplinirea alocațiilor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în vederea acordării compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale din anul curent. Stimați colegi, această suplinire a fondului vine și ca urmare a evaluării suplimentare care a avut loc în teritoriu și a discuțiilor cu producătorii agricoli. Și rog susținerea proiectului hotărârii de alocare acestor mijloace financiare. Totodată, trebuie să modificăm și hotărârea Guvernului pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale. Iarăși vine ca urmare a discuțiilor și cu agenții economici și asociațiile de profil privind complexitatea procesului de solicitare, primire a compensațiilor în conformitate cu prevederile regulamentului suscitat, a apărut necesitatea modificărilor acestuia și simplificării procesului de solicitare a compensațiilor, în special prin excluderea obligativității de prezentare a copiilor extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul contractelor de arendă și necesitatea de prezentare doar a unui certificat de confirmare a terenului eliberat de către primăria localităților. Țin să menționez că aceste modificări țin doar de regulamentul sus menționat și nu se referă la alte regulamente și este ca o necesitate doar de urgentare a procesului de achitare și de compensare a pierderilor din sector în acest an. Totodată, modificarea hotărârii Guvernului 582 prevede și concretizează încă o dată suma totală de 300 de milioane care va fi acordată pentru compensarea pierderilor din acest an. Această sumă vine pentru îmbunătățirea lucrărilor agricole din această toamnă și pentru asigurarea securității alimentare a țării, în special. Astfel, suma totală va fi de 300 de milioane de lei, ceea ce va duce și la mărirea sumelor pe fiecare hectar în parte. Și am să dau citire și a cuantumului valoric per cultură raportată la unitate de suprafață. Astfel, pentru un hectar reînsămânțat, producătorii agricoli vor fi compensați cu 1620 de lei,
Pentru grâul de toamnă 1500 de lei, orz de toamnă 1530 de lei, rapiță de toamnă 2100 lei, legume de câmp, în câmp deschis 2000 de lei, mazăre 1100 de lei. Pentru suprafețele care au suferit de grindină, pomicule, nucifere, arbuști, fructiferi și căpșun la 3800 se ridică și vița de vie la 3000 de lei pe hectar. Astea sunt compensațiile de care vor beneficia producătorii agricoli ca rezultat a calamităților naturale în acest an. În rest, regulamentul va suferi modificări neesențiale ce nu implică schimbări asupra mecanismului de compensație. Țin să menționez că la data de ieri erau depuse doar 47 de dosare. Suntem convinși că aceste modificări a regulamentului va urgenta și va simplifica procesul de aplicare la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și va urgenta plata acestora. Întreg procesul nu va dura mai mult de 2 săptămâni pentru fiecare dosar în parte. Eu vă mulțumesc și rog susținerea Guvernului pentru ambele proiecte hotărâri de guvern. Vă mulțumesc! Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări pe marginea acestor proiecte. Nu sunt întrebări. Stimați colegi, sunt niște proiecte extraordinare care în mod normal nu ar trebui să existe. Aceste 300 de milioane de lei pe care noi le luăm de la alte articole de cheltuieli numai puțin importante, le redirecționăm pentru circa 2800 de lideri agricoli, terenurile cărora au fost afectate în acest an de secetă și mă refer la cerealele de prima grupă în primul rând. Deci, în jur de 2800 de lideri agricoli, unii din care blochează acum drumurile, vor primi de la buget neplanificat în jur de 300 de milioane de lei, care sunt strânși din impozitele tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Este clar că sectorul agricol este un sector important pentru Republica noastră. Ne gândim foarte mult la securitatea alimentară și în aceste condiții suntem nevoiți să venim cu acest efort financiar, mai ales în condițiile unui an extrem de dificil legat de pandemie, de criză economică. Vreau să vă spun că eu am avut mai multe întrevederi cu reprezentanții sectorului agricol, atât în teritoriu cât și aici la guvern. Sâmbătă m-am întâlnit la guvern cu reprezentanții sectorului agricol din țară, nu în mod neapărat a protestatarilor care îi avem aici la intrare în Chișinău, din mai multe raioane. Am ajuns atunci cu ei la înțelegere că statul va face acest efort și va majora de la 1000 la 1500 de lei pentru hectarul de grâu. Aceasta a fost înțelegerea, aceasta este promisiunea și astfel noi ne ținem de promisiune și aprobăm această hotărâre pentru a aloca, dacă vorbim de grâu, 1500 de lei la hectar, repet, care va veni pentru fiecare din acei 2000 aproape 800 de lideri agricoli. Obiectivul este nu de a compensa pierderile. Statul nu compensează pierderi pentru activități economice. Niciodată și nicăieri. Obiectivul este asigurarea securității alimentare a țării pentru anul viitor, iar pentru ca să o putem asigura, acești agricultori trebuie să semene același grâu la sfârșitul septembrie, începutul octombrie. Pentru aceasta iau nevoie de acest suport acum și anume pentru aceasta alocăm 300 de milioane de lei. În afară de aceasta, sâmbătă am agreat cu reprezentanții agricultorilor și alte măsuri care comportă costuri suplimentare din bugetul de stat. Și aici mă refer în primul rând la subvenționarea dobânzilor la credite și nu doar creditele noi, dar și cele deja angajate de ei. Deci statul va subvenționa aceste credite, estimativ ne va trebui și aici în jur de 100 de milioane de lei. De asemenea, statul pentru prima dată va subvenționa sau va restitui TVA-ul acumulat de agenții economici în conturi TVA și aici este vorba de subvenționarea
plăților fiscale aferente salariilor, aici în jur de 200 de milioane vor reveni agricultorilor, dar și compensarea impozitului funciar pe care aceiași agenții economici trebuie să-l achite până la 30 septembrie și aici iarăși vorbim de alte 120 de milioane de lei. Nu în ultimul rând, statul comportă cheltuieli prin reeșalonarea datoriilor pe care acești agenții economici le au pentru tehnica luată de la stat. Datoriile sunt în jur de 200 de milioane, deci statul reeșalonează aceste datorii și aici vorbim de efort financiar suplimentar. Astăzi, în urma discuțiilor, tot ca rezultat al înțelegerilor atinse sâmbătă, Ministerul Agriculturii a simplificat regulamentul de acordare a acestui suport, deci nu mai este necesar de prezentat acele documente cadastrale. Cu acestea, guvernul, după aprobarea acestor proiecte, își îndeplinește sau și-a îndeplinit deja acele promisiuni, angajamente pe care le-am avut sâmbătă, anume de a majora până la 1.500 de lei și de a veni cu aceste măsuri. Unele din aceste măsuri necesită modificarea legislației, Ministerul Finanțelor și colegii de la Ministerul Economiei și Ministerul Justiției vor fi gata mâine, cel târziu, vineri, să prezinte aceste proiecte, inclusiv și acel pe reeșalonarea datoriilor. Respectiv, le vom înainta Parlamentului pentru aprobare. Tot ce a ținut de guvern, tot ce a ținut de asumarea pe care am făcut-o eu și dumneavoastră sâmbătă la discuțiile cu agricultorii, noi ne îndeplinim. Totodată, trebuie să remarc că dacă marea majoritate din cei cu care m-am întâlnit sâmbătă au revenit la activitățile lor, sunt o parte din agricultori, protestatari, membri a unui partid politic, care continuă și mai departe să pună presiune pe societate, pe guvern, pentru a le dubla această sumă, de fapt a tripla, de la 100 de milioane la, deci la, de la 1.000 pe hectar la 3.000 pe hectar. Nu este cea mai înțeleaptă, vreau să vă spun, și corectă abordare în raport cu societatea, cu cetățenii, în primul rând. De aceea, după cum am spus inițial, Guvernul Republicii Moldova nu tolerează șantaj, nu tolerează presiune și nu avem de gând să tăiem bani în continuare de la copii, pensionari, medicină, educație, pentru a oferi agenților economici, iarăși la cei 2800 de lideri agricoli. Știu că se discută pe platformă parlamentară, s-a discutat astăzi, am înțeles că cineva din inițiatorii protestului din Parlament le-a promis că în două zile va mai scoate din guvern bani, nu va fi acest lucru. Noi nu mai luăm bani de la societate pentru acești lideri agricoli. De ce? Fiindcă banii sunt alocați pentru asigurarea securității alimentare pentru anul viitor, deci a continuării lucrărilor și pregătirii terenurilor pentru semănatul de toamnă, noi aprobăm aceste proiecte, dar debursarea banilor pentru cei care nu lucrează acum, dar stau cu tehnica procurată, apropo, pe banii tot din buget, marea majoritate este din subvențiile din buget, deci pentru acei lideri agricoli care nu revin la activitățile agricole, deci nu valorifică banii pentru scopul pe care l-am spus, noi nu vom debursa acești bani. Deci nu este onest și nu se acceptă șantaj și presiune asupra societății. Acesta este mesajul și dacă dumneavoastră sunteți de acord cu proiectele, aceste două proiecte prezentate, vă rog să le aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Mai mult vreau să vă spun că acei conducători de aceste mecanisme, tractoriști, sunt amăgiți să rămână până duminică, atunci când aceste forțe destructive planifică manifestații, deci planifică iarăși destabilizarea situației politice, vor să-i folosească pentru diferite evenimente care nici cum nu contribuie la consolidarea financiară a statului și la sporirea capacității de a le ajuta lor. Deci eu mă adresez inclusiv acestor oameni care sunt folosiți de politicieni. Vă rog
să mergeți acasă. Noi, prin proiectul de astăzi, ne-am îndeplinit obligațiunea. Aplicați pentru primirea acestui ajutor financiar și vă rog să continuați activitățile dumneavoastră așa cum vă doriți în primul rând dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimați colegi. Mergem mai departe pe agenda ședinței, subiectul numărul 14, domn ministru Pierjă, continuați, vă rog. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la folosința apelor subterane pentru irigare prin picurare a terenilor agricole ocupate cu culturi agricole. De altfel, un proiect care la fel vine să diminueze din consecințele secetelor care de an în an sunt tot mai severe. În virtutea dependenței înalte a economiei și a comunității rurale de sectorul agricol, costurile socioeconomice ale schimbărilor climatice legate de calamitățile naturale în Republica Moldova, în special secetele, sunt semnificative. Astfel, secetele din 2007, 2012, 2015, care au provocat pierderi economice estimate la aproximativ 1 miliard de dolari, conform estimărilor, pierderile economice și de anul curent se ridică la fel destul de înalt. Consecința cea mai directă a climei aride este reducerea productivității culturilor horticole și punerea în pericol a securității alimentare a țării. Luând în considerație condițiile climaterice din Republica Moldova, irigarea este principala măsură eficientă de optimizare a regimului de umiditate a solului în perioada de vegetație a culturilor horticole și contribuie la majorarea productivității agroalimentare. Articolul 45, alineatul 2 din legea apelor prevede că în zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafață, dar există rezerve de apă subterane, inclusiv proprietăți potabile, se permite folosirea acestora în alte scopuri decât cel al alimentației cu apă potabilă și menajere în baza unor reglementări aprobate de guvern. La situația de 1 noiembrie 2018, la nivel național erau exploatate în baza autorizațiilor de mediu doar 360 de fântâni arteziene, ceea ce constituie circa o treime din numărul total al fântânilor arteziene construite și aflate în stare funcțională. Această situație denotă folosirea neautorizată și necontrolată a apelor subterane, care are impact negativ asupra componentelor de mediu, apă, sol, dar și asupra economiei naționale. În acest context, menționez că apele subterane sunt folosite cu scopul irigării terenilor agricole în țări precum România, Ucraina, care sunt vecinii noștri, Grecia, Spania, Portugalia, Statele Unite, dar și alte țări. Regulamentul propus spre aprobare va asigura controlul de stat în domeniul folosirii și gestionării durabile a apelor subterane pentru irigarea terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole prin intermediul Agenției Apelor Moldovei, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale și Agenției de Mediu. Totodată va prevedea sau va preveni degradarea solurilor ca urmare a stabilirii parametrilor calitativi ale apelor subterane care va fi utilizate la irigarea terenilor agricole în dependență de tipurile de sol. Suplimentar menționez că implementarea regulamentului propus spre aprobare nu necesită alocarea cărora mijloace financiare din buget. Acest proiect a fost supus dezbaterilor publice și a fost avizat de toate instituțiile tangente la acest subiect. Rog susținerea proiectului dat. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Proiect revoluționar pentru Republica Moldova. În informația prezentată de domnul ministru, dar noi în regiune nu utilizăm resursele respective acuatice pentru irigare. Au fost discuții de-a lungul anilor asupra acestui subiect, cu opinii, bineînțeles, diferite. În final, ministerul vine cu propunerea respectivă, inclusiv în contextul anilor secetoși, care sunt tot mai frecvente în Republica Moldova, pentru a oferi agricultorilor posibilitatea ca în condiții strict reglementate să poată utiliza aceste resurse pentru irigare. Dacă nu sunt întrebări, obiecții sau opinii separate, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, vă rog să asigurați
implementarea în practică acestui regulament, astfel încât să nu fie afectată mediul, deci și resursele acvatice ale Republicii Moldova. Subiectul numărul 15, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii numărul 1231 pentru punerea în aplicare prevederilor legii numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Proiectul a fost elaborat reieșind din sarcina stabilită Guvernului prin articolul 30 din legea numărul 270 de a aproba modul de evaluare sistemică a funcțiilor în sectorul bugetar, care urmează să fie efectuată cel puțin o dată la 5 ani. Astfel se propune completarea hotărârii Guvernului cu o anexă numărul 9, prin care se va aproba regulamentul privind modul de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul bugetar. Modul de evaluare și reevaluare a funcțiilor a fost elaborat cu concursul experților Organizației Internaționale a Muncii și a fost utilizat în exercițiul de ierarhizare a funcțiilor la etapa elaborării legii numărul 270. O altă modificare ține de reglementarea condițiilor de oferire a personalului medical din autoritățile, instituțiile și subdiviziunile medicale a sporului specific în mărime de până la 30% la salariul de bază, drept introdus prin legea numărul 130, începând cu 1 septembrie a anului curent. În acest scop, în proiect se propune de a modifica regulamentul cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporului cu caracter specific din anexa numărul 4 la hotărârea guvernului respectiv. Concomitent, pe parcursul implementării începând cu 1 decembrie 2018 a hotărârii guvernului numărul 1231, autoritățile publice și instituțiile bugetare au semnalat unele situații ce necesită operarea unor precizări în hotărârea de guvern corespunzătoare. În acest sens, pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor a fost lansată inițiativa despre modificarea hotărârii, la care au pervenit diverse propuneri de la diferite instituții și autorități, dar și organizații sindicale. Acestea au fost examinate și, după caz, incluse în proiectul care este prezentat astăzi atenției dumneavoastră. Astfel se propune modificarea criteriilor pentru atribuirea categoriei instituțiilor la învățământ primar, raportarea unor instituții de cultură la instituții cu statut național, includerea unor perioade specifice pentru stabilirea treptei de vechime în muncă, precizări la acordarea sporului de performanță, în special posibilitatea de evaluare semestrială a performanței în instituții de învățământ, ajustarea modului de calculare a salariului mediu lunar la stabilirea diferenței de salariu și a plăților compensatorii prin prisma executării hotărârii Curții Constituționale numărul 6 din 2020. Țin să menționez că proiectul a fost coordonat cu toate autoritățile cointeresate, a fost supus expertizelor juridice și anticorupție și se propune a fi aprobat de guvern. Rog susținere. Vă mulțumesc, domnul viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să vede acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu această ordine de zi a ședinței de astăzi a fost epuizată. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. După cum ne-am înțeles, peste 10 minute avem următoarea ședință și vă rog să revenim în 10 minute. O zi bună tuturor!